Pugilistul Cosmin Gârleanu, legitimat la clubul sportiv școlar din Hunedoara, a câștigat medalia de aur la categoria 46 de kilograme din cadrul campionatului național de box rezervat juniorilor, care s-a desfășurat săptămâna trecută la Buzău. În finala competiției, Cosmin Gârleanu l-a învins la puncte scor 3 la 0 pe Andrei Dudulică de la CS Vodari. A fost a patra victorie obținută în ringul buzoian de elevul maestrului Ilie Captari. A fost bine, mi-a mers bine, m-am pregătit. Și am am câștigat toate meciurile care le-am avut. Antrenorul lui Gârleanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevului său. Sunt chiar mulțumit pentru că și-a dat tot interesul și la pregătire și în cadrul competiției, deci a reușit să evolueze la, zic eu, la cel mai înalt nivel pe care putea el să-l atingă în momentul de față. E un copil serios, un copil care știe să aprecieze ceea ce are de făcut și îmi place că își dorește din suflet să facă performanță. Este al patrulea tricou de campion național câștigat de Cosmin Gârlianu, câte unul în fiecare an de când practică boxul. În anii 2012 și 2013, Gârleanu a fost campion la cadeți, iar în 2014 s-a impus și între juniori, titlu pe care l-a apărat cu succes în acest an. Acum Gârleanu se pregătește pentru a participa la alte două competiții importante, respectiv campionatele europene și campionatele mondiale de juniori în care vrea să câștige câte o medalie.